Salutare tuturor, bine ați venit la un nou clip pe Arena Digitală. Astăzi ne uităm la mai multe jocuri rulând pe Lenovo Legion Go. Vreau să încep prin a spune că am instalat ultimul BIOS, care am înțeles că este neoficial. Aici este denumirea lui, puteți să-l găsiți și voi pe internet dacă îl căutați. Și BIOS-ul ăsta ne oferă posibilitatea să alocăm 6 GB ca și memorie video. În general, eu cred că 4 GB este mai mult decât de ajuns, având în vedere că dacă alucăm 6 GB, nu mai avem așa de multă memorie pentru sistem. Voi folosi programul MSI Afterburner ca să putem să vedem cadrele pe secundă, consumul și nivelul de utilizare al componentelor. Și dacă mă duc la secțiunea de performanță, am modul TDP performanță și pe OS Power Mode o să pun Balanced, deși am înțeles că în general în Performance și Efficiency se descurcă mai bine. OS Power Mode am înțeles că este puterea alocată procesorului. Procesorul dacă primește mai multă energie nu înseamnă neapărat că ne va ajuta mai mult. Majoritatea jocurilor au nevoie de mai multă energie pentru placa grafică. Dar cred că ăsta ar fi cam cel mai bun nivel de performanță. Performance și Balanced. Să-i dăm drumul. Aici este lista de jocuri pe care le am eu instalate în mod normal pe sistemul ăsta. Apropo, am instalat un SSD de 2 tera. Primul joc pe care îl testăm este Forza Horizon 5, pentru că nu am apucat să îl testez în clipul inițial. Aici puteți să vedeți setările. Aș putea să dezactivez sincronizarea pe verticală, ca să observați mai bine care este performanța maximă, pentru că altfel vom fi blocați în 60 de cadre pe secundă. Și avem TAA, ca și Anti-Aliasing putem să testăm și FSR și hai să încercăm FSR pe performance, dar mie mi se pare că TAA arată mai bine, dar lumea sigur o să mă întrebe de ce nu am încercat FSR, așa că hai să setăm FSR pe performance, o să-l pun. Hai să punem aici setările direct pe mediu, ca să fie mai ușor să faceți comparații în caz că vreți și voi să testați și o să ieșim. Ok, în momentul în care sunt cu FSR pe mediu, observați că stăm în general la 60 de cadre pe secundă, dar calitatea imaginii cred că a scăzut puțin, însă jocul se simte destul de fluid, deși mai avem acolo frame drop-uri. Observați că stăm sub 60. Experiența mie mi se pare că este foarte ok. Observați că imaginea arată destul de bine. Suntem pe rezoluția, bineînțeles, 1200p, după cum ați observat și cred că jocul ăsta se poate juca fără nicio problemă pe consola asta. Ventilatorul, bineînțeles, se aude. Mie mi se pare că este gălăgios. Am testat temperaturile la ieșire la ventilator și erau undeva pe la 35 de grade, ceea ce îmi spune că am putea să rulăm lejer ventilatorul, poate chiar o idee mai încet, dar chestia asta poate o să vină pe viitor, într-un uh, update de software de la Lenovo, pentru că momentan nu putem să ajustăm curba ventilatorului pe consola asta. Cam asta este performanța pe TAA, imaginea arată mult mai bine, dar observați, avem uh, o scădere de performanță. Doar de curiozitate, haideți să mergem pe Custom, 30W și pe OS Power Mode Performance, să vedem dacă observăm vreo diferență. Și singura diferență pe care o observ eu este faptul că ventilatorul se aude mult mai tare. Poate sunt acolo câteva cadre pe secundă în plus. Mi se pare că nu merită, pentru că este foarte gregioasă consola în momentul de față. Haideți să încercăm și performance cu efficiency, să vedem dacă ajutăm puțin placa grafică în modul ăsta. Și cam așa rulează jocul cu performance și efficiency în momentul de față nu se mai aude atât de tare ventilatorul. Mai departe am schimbat setările pe low, am dat restart la joc și observați că acum se descurcă să păstreze mult mai bine 60 de cadre pe secundă. Pe ecranul ăsta nu prea pot să observ diferențe, ce înseamnă că am trecut cu grafica pe low. Jocul arată în continuare la fel de bine, mi se pare mie. Toate chestiile arată foarte ok și pentru că folosesc TAA, observați că imaginea arată foarte bine, totul este foarte sharp. În cazul de față folosim chiar mai puțină memorie grafică, deci lejer cu 4 GB ne-am descurcat aici și am avea 2 GB de memorie în plus pentru memoria de sistem ajungând la 12 GB. Deci personal jocul ăsta l-aș juca cu setările pe low pentru că nu se vede o diferență sesizabilă între setările low și mediu. Poate îmi spuneți voi dacă observați ceva diferențe, dar mie mi se pare că totul arată foarte ok cu setările pe low și este în continuare foarte jucabil. Apropo, graficul la care îl vedeți acolo pe ecran, cu cât este o linie mai dreaptă, cu atât este mai bine, cu atât jocul se simte mai fluid. De fiecare dată când avem câte un spike, înseamnă că acolo este o întrerupere și jocul nu se mai simte atât de fluid. Mai departe vreau să testăm Red Dead Redemption 2 și jocul ăsta are o problemă cu ecranul de tip portret, să-i spunem așa. Haideți să vedem dacă reușesc să îl afișez pe tot ecranul. Mi-am instalat o aplicație specială care am văzut eu pe internet că rezolvă problema cu ecranul portret și pot să joc pe tot ecranul. Observați, în momentul în care pornește jocul, pornește doar pe o porțiune a ecranului. Asta este problema cauzată de acest ecran de tip portret care vine pe Lenovo Legion Go. Ei bine, în momentul de față vreau să văd dacă funcționează aplicația. Hai să vă și arăt în caz că vă trebuie. Megpy se numește aplicația și vedeți că am aici o combinație de butoane ca să pornesc. Am selectat aici FSR. Și haideți să vedem în momentul în care apăs combinația de butoane, Windows Shift A, observați că a trecut pe tot ecranul. Atunci când suntem în interior, în Red Dead redemption, observați că putem să atingem chiar 60 de cadre pe secundă. Eventual aș putea să vă arăt setările grafice, sunt undeva între low și mediu. Dacă mă duc aici la graphics, avem un slider. Observați, suntem pe quality pressed balanced, să-i spunem așa. Și cam astea sunt setările dacă mergem mai jos. Dacă afișez pe ecran MSI Afterburner, am niște probleme aici, așa că nu o să afișez pe ecran. Haideți să ieșim afară, să vedem cum rulează afară. Ok, deși îmi arată 58-59 de cadre pe secundă, parcă nu se simte foarte fluid. Cred că acel counter nu merge cum trebuie, nu știu. Ok, în momentul de față am pornit o misiune, cam așa arată jocul. Nu știu dacă ne putem lua după acest frame counter din colț. Acolo mă arată aproape 60 de cadre pe secundă. Pot să spun că jocul este jucabil, dar nu mi se pare că se apropie de 60 de cadre pe secundă. Deci e posibil ca frame counterul de la aplicația asta să aibă o problemă. Dar vedeți și voi pe ecran cam cât de fluid este totul și încerc să mișc camera de jur împrejur să vă faceți o idee. Oricum, pe ecranul de la consolă arată genial jocul, chiar foarte, foarte bine. Mai departe o să testăm Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider are o parte de benchmark, așa că am pornit pur și simplu benchmarkul. ul Setările sunt undeva mediu low, aș spune eu. Mai poți să mai dai în jos dacă ai nevoie, dar haideți să vedem care sunt rezultatele. De obicei benchmarkul este făcut să solicite mai mult, Partea grafică, și observați, fluctuăm între 40 și 60 de cadre pe secundă. Eu zic că dacă vei fi într-o zonă normală a jocului, vei reuși să faci niște setări care să poată duce chiar și 60 de cadre pe secundă. În zona asta avem foarte multă geometrie. Văd că reușim să stăm undeva pe la 30 de cadre pe secundă și întotdeauna, țineți minte, putem și să scădem rezoluția considerabil, să ne ducem la 800p. Da? Și atunci putem să primim și mai multă performanță, dar pentru că ecranul ăsta arată așa de bine, eu aș prefera să rămân la 1200p. Aici avem o zonă cu pădure, o grămadă de vegetație și avem și ploaie în același timp, undeva între 30 și 40 de cadre pe secundă. Și observați aici rezultatele, ajungem undeva la 40 de cadre pe secundă. Cred că dacă ai face niște setări optimizate, ai putea să te apropii de 60 de cadre pe secundă. Mai departe suntem pe Farming Simulator 22, astea sunt setările, suntem direct pe mediu și pe rezoluția asta 1200p. Jocul ăsta cred că a primit niște optimizări pentru că nu mă amintesc să fi mers atât de bine, de exemplu pe Asus ROG Ally. În general am observat că reușim să ne menținem la 60 de cadre pe secundă. Mai avem câte un stuttering, cred că asta este pur și simplu de la alocarea resurselor în memoria RAM sau ceva de genul, dar observați că experiența este destul de fluidă în general. Pot să spun că jocul ăsta arată genial pe ecran, din nou la 1200p, Chiar uh, ecranul ăsta arată superb. Am văzut astăzi o comparație între ecranul ăsta și Steam Deck OLED și arătau aproape identic. Chiar dacă ăsta nu este un ecran OLED, este foarte, foarte calitativ. Mai departe am vrut să încerc Doom, dar nu reușesc nici cum să-l fac să meargă. Chiar cu aplicația asta pe care o am eu, uh, dacă nu o folosesc nici nu văd nimic. Observați și că aplicația rulează dar eu nu văd nimic pe ecran. Doar sus în colț observ o chestie neagră și atât. Da, din păcate se pare că și jocurile mai moderne au problema asta cu ecranul în modul portret. Dacă aveți voi o rezolvare care ar trebui să fie simplă și să funcționeze, spuneți-mi și mie. Mai departe am vrut să pornesc GTA Vice City Definitive Edition, Habar nu am ce se întâmplă, nu prea funcționează nimic, observați chestia asta pe ecran. Am pornit din nou aplicația aia pe care am găsit-o și încerc să apăs acolo să văd dacă reușesc să rezolv ceva, dar în continuare apăs pe toate butoanele de pe ecran și nu reușesc să fac nimic, pur și simplu nu funcționează. Mai departe testez di outer worlds, am setările pe mediu, am blocat în 60 de cadre pe secundă jocul, observați că suntem foarte aproape de 60 de cadre pe secundă, este foarte jucabil și arată destul de bine. Am observat că inclusiv atunci când pui setările pe high avem cam aceeași performanță, nu știu exact atunci care este diferența. Pe partea de memorie grafică observați că folosim undeva la 3,4 GB. Deci, din nou, ne-am putea încadra în 4 GB de memorie RAM pentru placa video. Jocul ăsta mi se pare că arată super pe ecranul ăsta. Haideți să scot MSI Afterburner. Uitați și voi cât de bine arată. Chiar e spectaculos, să-i spunem așa. Și abia aștept să văd ce o să se întâmple Într-un an de zile când o să apară poate un chip și mai performant decât Z1 Extreme, jocurile astea o să arate superb, mai ales că încep producătorii să pună și ecrane OLED pe dispozitivele astea, cred că o să avem parte de niște experiențe foarte plăcute. Mai departe testăm No Man's Sky. Hai să vedem cât de bine rulează. Se descurcă destul de bine, reușim să stăm în 60 de cadre pe secundă și jocul ăsta din nou arată interesant, având în vedere că putem explora sute de planete. Văd că mai avem câte un frame drop în funcție de mediul înconjurător, să-i spunem așa. Chestiile astea probabil se mai pot optimiza din setări și jocul arată foarte bine pe ecranul Lenovo Legion Go. Bineînțeles, ventilatorul se aude în continuare destul de tare. Folosim doar vreo 2,5 GB de memorie video. Mai departe testez Subnautica. Subnautica văd că din nou merge destul de bine. Poți lejer să faci 60 de cadre pe secundă. Doar am pornit jocul, nu am făcut nicio setare. Dacă ai probleme de performanță, poți să mai schimbi ceva. Jocul ăsta din nou arată super pe ecranul ăsta. Culorile arată foarte bine. Chiar au făcut o treabă foarte bună cei de la Lenovo că folosesc ecranul ăsta teoretic de tabletă. Da, mi-ar fi plăcut să aibă și variable refresh rate, dar este unul dintre cele mai bune ecrane pe care le poți găsi în momentul actual pe o astfel de consolă. Mai departe, cam așa rulează SnowRunner. SnowRunner în continuare nu are nevoie de mai multe memorie RAM, dar spre surprinderea mea, din când în când, atunci când îl pornesc, rulează bine în 60 de cadre pe secundă, așa cum se întâmplă acum, dar nu întotdeauna se întâmplă chestia asta, nu știu exact care e treaba. Uitați că deja începem să vedem frame drop-uri, dar devine mai jucabil. Poate în continuare cu niște update-uri de BIOS, o să reușim să avem jocul ăsta să meargă așa cum trebuie. Mai departe jucăm Godovor cu setările originale ale jocului, cred că sunt setările de pe consolă și aici observați că suntem între 45-50 de cadre pe secundă. Cred că dacă te mai joci puțin la setări, reușești să faci să ruleze jocul ăsta chiar mai bine și bineînțeles jocul arată foarte ok. Ok, am reușit să pun și 16 pe 10 și uitați-vă aici ce setări avem. Folosește FSR 2 pe modul performance. Am reușit să pun jocul pe tot ecranul și cam așa rulează. Eu zic că este foarte jucabil și observați că aici chiar dacă nu am 60 de cadre pe secundă, acel frame time se păstrează mult, mult mai fluid. Asta înseamnă că chiar dacă joc în 40 de cadre pe secundă, jocul se simte consistent, nu se simt acele stutter -uri. Mai departe, unul dintre jocurile mele preferate, Need for Speed Hot Pursuit, rulează fără nicio problemă în 60 de cadre pe secundă, cu texturile pe high, este într-adevăr un joc mai vechi, dar mie mi se pare că arată foarte bine și sincer nu știu dacă este vreun Need for Speed recent lansat care să îmi placă atât de mult ca jocul ăsta pur și simplu rulează fluid fără nicio problemă, nu avem un consum mare și nici nu este foarte gălăgios ventilatorul. Mai departe suntem în Far Cry 4, setările pe mediu, din păcate pentru că folosesc o placă de captură, cred că nu pot să intru în full screen, dar jocul arată bine, probabil trebuie să mai umbli puțin la setări să ai performanța o idee mai bună. Hai să încercăm să luăm mijlocul ăsta de transport și să vedem cum merge. Jocul arată foarte bine, dar cred că ar trebui să optimizez puțin setările astfel încât să ai 60 de cadre pe secundă și să ruleze totul așa cum trebuie. Nu înțeleg de ce nu avem pe dispozitivele astea 40 de cadre pe secundă nativ. Pe Razer Blade Stealth, de exemplu, eu am un ecran care suportă 40 de cadre pe secundă nativ și se simte foarte ok, foarte fluid, mai bine decât 30 de cadre pe secundă. Mai departe jucăm v 4 și v 4 reușește să meargă destul de bine, 60 de cadre pe secundă în 1200p. Spre surprinderea mea, ventilatorul este mai silențios. Bineînțeles, jocul ăsta este o idee mai vechi, dar în continuare cred că este unul dintre cele mai bune jocuri de raliuri. Spuneți-mi care sunt jocurile voastre preferate de raliuri. Virali 4 la mine este sus pe listă. Din păcate, pe console jocul ăsta rulează doar în 30 de cadre pe secundă mi-ar place să văd o variantă îmbunătățită pentru console, pentru că jocul ăsta arată superb și avem curse chiar și în România. Mai departe facem un benchmark în Horizon Zero Dawn, cam așa arată jocul. Momentan avem o grămadă de geometrie pe ecran, în mod normal nu știu dacă ai nevoie să randezi chiar așa de mult. Benchmarkul bineînțeles trage la maxim de hardware, observați și voi, undeva la 40 de cadre pe secundă, cu setările actuale. Suntem bineînțeles în 1200p, ca de obicei. Dacă vrei performanță mai bună, întotdeauna poți să scazi la 800p. Și astea sunt rezultatele 39 de cadre pe secundă cu setările actuale. Am intrat acum și în joc, deși suntem doar la vreo 30 de cadre pe secundă, jocul se simte destul de fluid și aici am putea să aplicăm o limitare la 30 de cadre pe secundă și am putea să jucăm jocul ăsta Așa cum a rulat și pe console, pe PlayStation 4, de exemplu, cred că rula în 30 de cadre pe secundă. Instalăm acum și Cyberpunk, cam asta este viteza de descărcare, foarte bună, suntem pe Wi-Fi, Wi-Fi 6E și observați că se descurcă foarte ok. Mai departe testăm Cyberpunk și avem setările de Steam Deck aici. Hai să vedem cât de bine rulează, și asta cred că este singurul joc care are nevoie de mai multă memorie. Observați, suntem peste 5 GB la memoria video. Jocul rulează în vreo 40 de cadre pe secundă. Se simte totuși destul de jucabil. Nu știu exact care e treaba, dar merge destul de bine. Chiar dacă suntem în 40 de cadre pe secundă, pot să spun că este jucabil. Eu aici am o motocicletă care este mai greu de ținut sub control. Jocul arată foarte bine. Nu știu dacă putem să ne jucăm eventual la rezoluție. Teoretic, dacă vrei să ai o performanță mai bună, ar trebui să joci jocul ăsta în 720p, dar mie mi se pare că arată destul de bine așa cum este acum. Nu știu cât de jucabil este dacă vrei să folosești o armă și așa mai departe, însă da, cam așa merge Cyberpunk. Și cu asta am terminat testul de astăzi, din păcate nu am toate jocurile pe care le menționați voi în secțiunea de comentarii, sper că poate o să mai fac clipuri cu Lenovo Legion Go, ca din partea mea pentru clipul de astăzi, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!